Utilizați propria tehnică pentru a vă aduce la o stare relaxată de conștiință. Declarați-vă intenția de a utiliza această meditație pentru a aduce pace și vindecare în situația dintre Taiwan și China. Invocați flacăra violet din sursa sa primară pentru a plasa un cer de protecție în jurul vostru în timpul și după meditație. Cereți-i să transmute orice lucru care nu servește lumina. Vizualizați un stâlp de lumină roz care emană din soarele central galactic, apoi coboară prin corpul vostru și adânc în centrul Pământului. Vizualizați această lumină care curge prin inima voastră și apoi prin mâinile voastre, direct către toți cei implicați în situația dintre Taiwan și China, armonizând pe toți și aducând pacea.
Vizualizați că situațiile sunt rezolvate și vindecate rapid și în cel mai bun mod posibil. Lăsați apoi lumina roz să curgă mai departe, vindecând toate celelalte conflicte din întreaga lume. Cereți prezenței zeiței, femininul divin, să direcționeze energiile păcii și armoniei către toate situațiile nerezolvate referitoare la situația dintre Taiwan și China și toți cei implicați în aceasta. Vizualizați situația dintre Taiwan și China în curs de rezolvare, aducând pace și armonie tuturor celor implicați.
Lăsați aceste energii să curgă mai departe și să vindece toate celelalte conflicte din întreaga lume. Permiteți acestor energii să continue să curgă prin inima voastră și apoi prin mâinile voastre în situația dintre Taiwan și China pentru câteva minute. Zeița vrea pace și pace va fi.